Astăzi s-a desfășurat exercițiul comun româno-sârb în cadrul proiectului european transfrontalier de intervenție în caz de dezastre pe Dunăre și zona limitrofă fluviului. Astfel, comandantul Isu Drobeta a ținut să precizeze înaintea simulării cadrul în care se desfășoară scenariu, modul de intervenție, timpii de operare și răspunsul la aceștia. Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt cetățenii din zona de graniță, prin creșterea capacității de reacție, a structurilor specializate în gestionarea situațiilor de urgență. Români și sârbi implicați în acest proiect. Valoarea proiectului este de peste 2 milioane de euro. Proiectul pan milioane de euro. Cu o perioadă de implementare de 2 ani. Să periodăm realizația 2 godine. Toate echipamentele care au fost achiziționate pe acest proiect. Sva oprema koja je bila predviđena ovim projektom. Sunt echipamente de înaltă performanță. Su oprema široke potrošnje. De care România nu beneficiază în acest moment foarte mult. Koja Rumunija nema dovoljno u ovom trenutku. Atât partea română cât și partea sârbă. Kako rumunska strana, tako i strana Srbije. Prin acest proiect. U ovom projektu. Vor beneficia de un sistem informatic integrat. Dobit će jedan integrisan informacijni sistem. Pentru managementul situațiilor de urgență. Za rukovođenje vanrednim situacijama. Care se bazează în special pe programul GIS. Koji je realizovan kroz program GIS. Gestionarea unei baze de date. Sa jednom bazom podataka. Care poate fi hotărătoare pentru luarea unei decizii cât mai scurte. Koja omogućava donošenje odluka u što kraćem vremenskom periodu. De asemenea, în cadrul proiectului nostru. Također u našem projektu. Atât partea română cât și partea sârbă. Kako rumunska strana, tako i srpska. Vor beneficia de un centru mobil de comandă și control. Dobit će jedan mobilni centar, komandno-operativni centar mobilni. Care este dotat cu toate mijloacele de comunicație existente în lume. Koji će sadržati sve moguće telekomunikacije koje postoje u ovom trenutku u svetu. Mijloace de comunicație prin satelit. Telekomunikacijne veze, satelitske telekomunikacijne veze. Mijloace de comunicație radio tetra. Radio tetra, sistemi veze. Mijloace de comunicație radio convenționale. Conform scenariului, o navă a avut probleme în largul Dunării. Incendiu, explozie și deversări de produse petroliere în apă. Imediat cum a fost observată, s-a dat alarma de intervenție. Deci, practic, comandantul navei anunță capitania portului Drobeta Tunul Severin despre evenimentul respectiv. Capitan Brada ima obavezu, da? Echipeze toate victimele cu veste de salvare. Da, oprimi sve žrtve poziție za spasavanje. Este conform legislației internaționale. To je internațională procedură. În caz de urgență. U slučaju opasnosti. Astfel încât echipele de salvare. Tako da bi spasivačke echipe. Chiar dacă sunt pregătite și ei la rândul său cu veste de salvare pentru victime. Iako su oni sami opremi procedurile za spasavanje žrtava. Ajută pentru a fi transportate mult mai repede la mal victimele. Pomogne im da što pre privezu žrtve na bezbedno mesto. Ca într-o situație reală și noi am respectat acest lucru. Iar noi reală situație, mi nu trecăm în tăi postul. Primele echipe care vor ajunge la fața locului. Primele echipe care ce duci în lițe mesta. Sunt, să și vedem partea dreaptă, o navă a poliției de frontieră. Care în cel mai scurt timp vor instala și încadra punctul medical avansat. Iar odată cu primirea victimelor de pe mari.
Я тільки сполімаджина зробив. Доктор Рене. Кристина. Pe toată perioada intervenției, fiecare manevră a fost observată, cronometrată și comentată pentru a se putea trage concluziile. Da, bine recepționat! Nu știu cum mai vorbește el. Echipa de scafandri! A recepționat! Ați găsit cumva victima? Semn la bărcile din Serbia să intre să evacueze victime. În această intervenție demonstrativă a fost folosită tehnica nouă din dotarea ISU-ME Hedinți, aceasta prin proiect european în valoare de aproximativ 1,3 milioane de euro. La sfârșitul intervenției au fost trase și primele concluzii. Azi am desfășurat un exercițiu de intervenție în comun cu partenerii din Serbia, în cadrul proiectului la care Inspectoratul Situației de Urgență Drobeta este lider de proiect. Am simulat un accident între două nave în care a fost implicat un număr de peste 30 de victime. În prima etapă, toate cele 30 de victime au fost aduse la mal de către echipele de salvare constituite din bărci, atât din România cât și din Serbia. De asemenea, la exercițiul de astăzi, în prima etapă, au participat toate capabilitățile pe care județul Medinzi le are în ceea ce privește asistența medicală de urgență. Odată ajunse la mal, așa cum ați văzut în timpul exercițiului, au fost preluate de către paramedici și către echipele de medici din cadrul structurilor medicale de pe teritoriul județului nostru. În etapa a doua, am simulat depoluarea fluviului Dunărea, deoarece în urma accidentului între cele două nave, o cantitate însemnată de petrol a fost deversată în fluviul Dunărea. Apele Române și împreună cu ISU-ME Hedinți a intervenit prin realizarea două baraje plutitoare, iar această acțiune a fost sprijinită de nava EcoStar, o navă specială pentru depoluarea deșeurilor din apele poluate. Iar în etapa a treia, pentru a arăta capabilitățile pe care le avem la nivelul județului în urma acestui proiect, achiziționând mai multe ATV-uri de intervenție și sași stingători, am simulat mai multe focare de incendiu și am intervenit pentru lichidarea și stingerea acestora. În primul rând, trebuie să avem în vedere că acest proiect a fost o necesitate, pentru că pe lângă realitatea care ați văzut-o și dumneavoastră, avem nevoie și de echipaje bine formate și de colaborare internațională în caz de un accident pe Dunăre. Avem în același timp băieți foarte bine pregătiți, după cum ați văzut și ați fost de față la multe acțiuni ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au intervenit nu numai în exercițiul de azi, dar au intervenit și la activități concrete pe care le-am avut în județul Mehedinți. Ați văzut și intervenția prietenilor sârbi în această acțiune și cred eu este un exercițiu democratic de apropiere prin proiecte comune a Serbiei de spațiul nostru european. Ne bucură pentru că de fapt este una dintre prioritățile pe care și noi și ei le avem de a coabita în spațiul.